Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de DXZ alături de Rareș, asta... Grăsanu Crex! Grăsane! Ok, hai să începem, deci... Eu sunt Nenea Crex. Să văd ce am, că nici nu mai știu. Am multe glanțe de SKS. Păi și mie îmi trebuie așa. Ceva mâncare, niște bandaje și un magnum fără glanțe. Mergem noi doi primii de acum. Adică de acum pentru când suntem noi doi, mergem împreună. Da. Știi? Casă, eu când am M4 fac echipă bună cu Diana, fiindcă ea stă la scărmere, eu stau cu ținta. Am omorât atunci cu Diana 20 ceva de kill-uri într-o oră. Mamă, ce frumos. Și niciun Bambi, numai Fullmetal Gear. Și la fel și cu Toris odată. El stătea la scară și eu trăgeam după aia cum veneau și eu am omorât atâția. Singuratică, la etaj. Și eu tot acolo, eu sunt la parter, tot cred că tot în casă singuratică. Stai acum. Eu am dat spawn la parter, numai că acum sunt la etaj. Ok, așteaptă-mă și pe mine. Cred că tot în aia singuratică sunt. Du-te jos să-mi zici. Waiting for host. Acum 2 secunde, fac un rage atât de frumos. Waiting for host. Cum mai arată playerii. Vai da. Eu nici nu mai știu. Știu tot ce știu e cam SKS. Agent use down mare roșu. Ok. Câte gloanțe îmi dai de SKS? 30. Și 10 încărcate. Ai tu 10 încărcate? Nu, n-am niciun glonț, de-aia zic să-mi dai bani. 60, să zic să văd. Ah, ok. Îți dau 60 și eu rămân cu 70. Perfect. Receiving acum. Bă, dar nu vrea să mă bagem. Au niște grei. Cri, cri, cri. A, uite, mi-a dat spawn, gata, și sunt în cealaltă casă supusă. De unde știi? Păi văd, am X-ray. Am bug-uri cu X-ray. Deci nu ești în casă singuratică. Nu, dar nu, e luta Ken Peaches. Pristin. Vezi că nu ești pe server cu mine. Cum să nu fiu mă pe server cu tine, că-ți vedeam numele. Nu te văd. Pă. Eu te văd! Râp un hell! Ups, i-am dat join lui Loris din greșeală. Deci se joacă DayZ, dar nu vreau că nu e ok. Ok, intră. Hai, dă-mi mie join. Dă-mi și mie join, că nu-i lutat serverul. Dar nici ăsta! Ai, mă, că am ieșit ce naiba, trebuia tu să intri. Era și Loris ce naiba. Că nu vrea să joace cu noi. De ce să-l deranjăm? Nu ești online! Nu. Așa mi arată, asta să-mi restartez tine. Iar e la un coleg care vrea și colegul ăla să-și ia DayZ și probabil îi explică. Ai zis că și l-a luat. Cine? Nu poate și da, ți-e spawning 200 de secunde, normal. No, bă, atunci intră pe serverul Loris și lutează-l. Îl lutez serverul. Cred că dau de Loris și mă împușcă. Chiar, mă. Ba, nimeni nu știe să închidă ușa, frate, deci nu. Și ne băun, ești din cale pare de ne băun. Mama, deci Acobu, știi cât de bun e pentru M4? Deci câtă precizie are? Nu. Cred că toate M4 sunt 10 glanțe. Eu într-o fel mă bucur că tu ție nu-ți mai place M4 și că joci cu SKS-ul. Și eu. E bine să fii mai mult cu arme diferite. Mai trebuie cineva cu Mosin. Care cu long range scope. Ne-am făcut echipă 2 M4. Și care e problema? Ar fi Diana, pentru că ea oricum e fricoasă și exact, da. Înțeleg la sniper, numai că ea și M4 că își ia M4 că dacă vine un tip după ea să-l bată și ca să se salveze. Să dea ca disperata, da, îi place M4 că nu-i bună pe M4. Nu cu M4? Adică eu tocmai pentru că nu pot, și eu aș trage, cred că, ca disperatul. Bine, cel puțin, nu zic, eu nu pot să zic că nu e bună cu M4, adică nu știu cum e. Da, dacă te-ai frică era. Cel mai bun cu M4 sunteți tu cu Robi. Aia, dar Robi mai nu are antrenament încă, trebuie să mai... Da, numai că din câte am văzut cu el deja... Nu știesc că... Da, m-a dat deja câteva kill-uri frumoase, dar ai dreptate să joacă cam rar. Trebuie să învețe să joace cu nu știa scope-urile, trebuie să-l învăț eu. Eu știu foarte bine că toate chestia despre M4. Și trebuie să știe anumite lucruri, gen care gloanțe, de la ce armă îți... Exact, pe care nu am învățat eu. M-am jucat mult și am învățat eu cu M4. Hai să zicem că pot să mă numesc bun, fiindcă am foarte multe kill-uri. Peste 40 am sigur. Dacă numai într-o zi am făcut vreo 30 ceva. 25 cu Diana. Încă ei, da, deci întreabă, era cu mine și le-a numărat, ea stătea, se uitea prin zid, nu știa, vezi că vine unul full military gear, e cu spatele, fix ajunge și am îl trăgeam, îl ciuream, îl lăsa mort acolo. Vrea altul să uita. Da, sunt pe please wait acum.
Venea altul, se uita în loot imediat, ieșeam cu capul, trrr, ciurilă, îl lăseam. Urcam și eu, Deana, vezi că nu urcam, țineam ținta ăla, trăgeam, mă feream, trăgeam eu. Deci m-am învățat să mă feresc, știi, când trage pe cap, pun Q sau E. Așa fac, mă, când... Da, pentru că dacă sunt dacă sunt așa, aia țindezi capul ca să te omoare din prima, numai că capul e mic și dacă te miști un pic. Dacă iau contra SKS și așa mă feresc. Dacă iau contra M4, atunci e bătaie. Eu acum mai intru în casa de lângă aia cu cupolă, tu unde ești? De lângă aia, cu cupolă, jos. Ai, am intrat degeaba, că tu ai lutat și eu. Să nu știu dacă găsești M4, că am un gron de glânț. Eu acum sunt în clădirea de jos și mă rog multe ori. Pe please wait. Verde, okay. Pe please wait, intră în camera cu mine și stai lângă mine. O să-mi soanez într-un. Mai întâi lutezi tu și-o clădire. Ok, dar stai cu mine. Ia, ia. A, gata, mi-am dat spawn. Dă-mi glanțe, ești în camera de jos. Sus, acum. Vino, hai. Ce ius, dar n-ai? Da, verde, cred. Ce mărime? Da, verde, mare, mamă, tău, verde. Așa, am verde. Și eu jos, am un extintor. Da, hai, campini, salut, Andrei, dă-mi glanțe. Suntem numai doi, nu o să ne confundăm. Da, dă-mi eu la glanțe. Mersi. 20 să mai dai. Ce? Ai niște pantaloni dacă-ți trebuie. Am, dar mi-ai dat doar 40, zic că-mi dai 60. Eu încar. Dă-mi. Eu dau spray. Dar nu-mi dai, mă, alea. Uite-mi-a, de ce am un încărcător wind? Că nu m-am pușcat nimeni. Mi-ai dat un glonț, mersi. Și e și pristin, uite, două glonțe. Andrei, ce facem noi aici? Uite, două, trei glonțe, bă. După Andrei, ești prea darnic. Uite, cinci glonțe. Combine. Combine. Ce faci, mă, de ce tot ai split? Andrei, de ce tot arunci? De ce tot arunci pe jos câte un glonț? Păi să le iei. De ce de câte unul și nu poți să-mi arunci deodată? De cum așa, mă? Poate vine cineva și nu mă rupă unde. Nu poți să mi le dai și tu câte 5 stacate. Eu nu pot să le stachez. Combine. Poate vine cineva. Gata, încă 20 să-mi ai dat. Stacate? Nu, mă. Alea de câte unul erau 20. Fai de cap. Că le-am splituit 20. Ce-i asta, mă? Nu știu, așteaptă, mă. Glanțe de... erau glanțe de sport. Shed of the Transformation, nu știu ce e, să vedem. Ochelarii? Ah! Hai. Nu citești-mi cartea. Dă-mi-o mie. Mă pun eu pe microfon și citesc. E ca lumea ta sătără să oarecum, dar e și greu că e micuță, sub obișnuit cu aia mare. Ia dă-mi puțin să văd. Today is our day. Enter e foarte mic. Ce am obișnuit cu tuta mai enter-ul. Și eu, din ăla ca de 5 pătrățele. Exact, sau... și acum am unul super mic de 2 pătrățele. Sau, da, 2. Da, aia tăsătura de laptop. Adică așa are tăsătura de laptop, de obicei 2. Da, haide, dă-mă cartea, așa. Dai click pe ea, dai take, ți-o pui în mână și dai read. Dar nu iau. Ok, hai, revenim cu stai, cât spațiu ocupă? Că o iau dacă te ocupă doar un spațiu. Unu. A, e doar un spațiu. Revenim cu un nou server. Revenim. Și am revenit. Da, zic cum se numește. A Little War. Și cum mi-ai spus lui. Nu se spune. Să opresc filmarea? Da. Și okay. Să curios dacă se prinde. A zis mulțumesc! Să vedem ce zice, stai. Și nu înțeleg de ce te dezabonezi de la toți tipii la care mă uit eu. Dar nu te mai abona pe canalul ăsta. Dar de ce? Că eu mereu stau conectat pentru că mereu postez videoclipuri. Eu postez cele mai multe videoclipuri, dar nici măcar nu mai postez terare. Băi, eu postez în weekend 5 videoclipuri și pe aceea în timpul săptămânii nu postez. Nu, păi în timpul săptămânii când mine deschis calculatorul, aproape în continuu postez videoclipuri. Că mi-a între jumătate de oră și o oră să se posteze un videoclip. Cât am 3 ore, 3 videoclipuri, cam așa. Și într-o oră dacă postez un videoclip și nimeni nu se poate juca, mă uit la videoclipuri și eu.
A, mișto, eu mă uit la... Mi-a plăcut ăla episodul ăla în care te-am lăsat ăla în canșă și l-am omorât pe ăla frumos. De l-am omorât pe lor, știi? Îmi place momentul ăla când a fost ceva în genul, nu pot să vă veni, cum să vă prin proiect. Și a zis, a, fuck, și m-a intrat, ești mort? Și am zis, nu, mi s-a ridicat tastatura. Și ce, a, fuck, sunt unconscious, a zis Loris. Și am zis, bă, gata, mă, cred că e mort, stai, stai, să-mi adac două. Și după aceea m-am dus și... Ai, mă, tata. Ce tot mulți la mine pe balcon, tata? Și am dat spawn. Nu, da, că mor, gata, am dat și spawn. Nu, nu deschide ușa, încă. Pun și este chestul. Ok. Tu ai dat split. Cer 70. Ce glanțe erau pe jos? Shotgun. Hai, mergem. Mă uit-o prin zi. Stai tu, stai cu ținta pe ușă. Nu pare nimic suspect. Hai, mergem. Hai să mergem. Hai, du-te. De ce eu primul? Am mai puține glanțe. Ba da, am cu 10 mai puține. Hai să vedem ce ai nevoie de mănuși? Da. Uite-le. Ai grijă sus, că nu... Stai să mă uit eu. Nu pare să fie nimeni sus. Dacă nu e nimeni acolo, nu e nici în camera, ok. Nu e nimeni. Așteaptăm. Ce încărcător de M4? Lasă-mi mie, că eu iau glanțe de M4. Ia CR 75 ăla. Spaghetti, yuhu. Vrei inga 10 glanțe de M4? Vreau splitting ex-ul. Nu. Oh. Vrei inga 10 glanțe de M4, bine, ia. Stai că-i dau combine. Combine, am round box. Eu content. Ai round box? Uh-huh. Atunci stai să-ți mai dau niște glanțe. Dar nu mai am bloc. Combine. Abia aștept să găsesc M4. De fapt, stai să roundbox e full de chestii M4 și mai am și eu. Vreau neapărat. Eu ca să fiu energized, că văd că am... Ba, mi-am aruncat supresorul. Văd așa mai alb-negru. Eu nu văd nici cum, dar nu sunt energized și nici invers. Trebuie să beau. Bea grăsoane. Oh. Mănușile mele ce sunt? Pristin? Badly damaged. Și eu credeam că sunt altfel. Am Kent Tuna. Open. A, da, Kent Tuna se poate deschide cu mâna goală? Și cât dă? Cât... Nu știu, am cât sardinele sau... Și sardinele cât dă? Asta e ideea. Mult sau puțin? E, cam cât... cam cât spaghetti și beans. A, dau bine. Eu mai am spaghetti. Nu știu cât dau exact. Deci... Sincer, chiar nu știu. Se poate să mă înșel. Da, ține și tu ținta, că eu mănânc. Nu am cum să aude că mănâncă, frate, și îmi face o foame. Da, fii azi, stai, mă-ți o chestie, pune-ți pe first person. Stai așa. Cu arma în mână și apasă space. Așa să stai când mergem să ne batem cu player. Știi, și apeși rapid, click dreapta. Păi, dar tu nu stai așa niciodată, m-am uitat la videouri. Așa trebuie să stai. Mai de mult nu stăteam în videourile de atunci. Ah, ok. În episodul care azi l-ai postat, stai. Nu știu. Azi am postat două. Adică acum se postează al doilea. Eu trebuie să filmez că nu mai am material, dar nu foarte mult. Să mai mănânc de ceva? Nu știu. Să mi-l fezi. Hai că nu mai mănânc. Am postat cartea aia. Stai că mai mănânc niște spaghetti. Și eu am spaghetti. Și până mănânc... Can't be just? Da. Și binzii pe locul 3. Și apoi... De cel mai prost e tactical break, nu? Da. Cât dă? Câte 100 și 100? 100? Deci... Andrei. Poare pe scări. Da, mă, suc-o 250 de energie și gen tactical bacon 100. Bă, noi... Da, da, server nou mesi și sim și noi eram pe scări. Cel mai prost loc. Acolo m-am spus că m-au omorât ăla și eram 4 pe server. Ok, haideți că revenim și sperăm să fie bine. Și am revenit. Ballistic helmet. Pristin, cred că. Vreau. Ți-l dau pe jos. Da, ți-l arunc pe jos. De unde ești? În camera singuratică, m-am dus rapid. Eu unde sunt eu? Vino unde sunt eu, că asta pe jos. Da, mă, ies jos în camera și aici un ballistic helmet albastru, mi l-am schimbat eu pe al meu. Vino. Vino, mă, ce faci? Acum. Mănânc spaghetti.
Hai, mă! Acum, acum! Tuturică. Cum erai la altă? Bat și aia ceva. Nu știu. Tu ești chestia. Bă, nu-i lootat. Am găsit first aid kit cu IV4 star kit. N-are sailing bike, ca să nu facem dat de sânge. View contents. Închisoiatul ăsta, eu sunt în celulă. Sus, ai grijă să nu fie cineva. Știai că England, Great Britain și United Kingdom nu e același lucru? Da. Da? Da. Și care ce-i atunci, na? Poftim? Și atunci care ce-i, na, dacă ești așa ăștia chiar? De unde vreau să știu, dar știam că nu sunt același lucru. Ha, te-am făcut, frere! Ba, nu știai! Ba, ce? Mai ai grijă la ușă până îmi beau și un suculeț. Că nu-s hidratat. S-a vomitat. Oh! Fuck! My leg is painful. De la geam, probabil. Sau... What? Îmi zice fracture. Îmi zice fracture și tu mă vezi că mă mișc acum? Da, ești la mână, probabil. Da. Îmi scrie în cer my leg is painful. Și acum peste 3 secunde eu are dead, știi? Eu încarc pistolul. Ce prostie. Bă! Andrei! Da. Mi s-a ruinat tot ce aveam. What? Mi s-au ruinat 4 canned peaches cu 100%. Da, fuck, aruncă-l pe jos. Căpățâna ta. Și glanțele toate ruined. De ce nu mănânci, mă? Ți-am zis să nu mai ți-a ta mâncare. Păi da, acum mâncam în timp ce am căzut. Unde ai căzut? Mi s-a ruinat butter shock-ul de M4, mi s-a ruinat surpresoarele. Nu, s-a ruinat acogul! Deci nu! Buisu mai pristin. Surpresorul ăsta e bine. Nu la backpack, pantalonii mi s-au spart. Tot ce aveam pantalon s-a dus. Eu mă nu. Băi, poate a fost un glitch în care ai căzut prin... în colțul ăla, ai căzut prin perete și dat înapoi. Știi? Bogate. Și nu mai am mâncare deloc eu. Și nu-s hidratat și chestiile alea. Bă, ce naiba, frate. Și mi-am pierdut tot ce făcusem rost de M4, mai ales acogol, e super rar. Tu ai tras? Ce? Cine a tras? Nu a tras nimeni. Am auzit eu, acum ieșeam pe ușă și am auzit. Am urcat. De microfon. Bu, și eu tot așa. Da, unde ai auzit? Ai grijă, am auzit de pe... Hai din apropiere. Hai tu primul, că ai... Am auzit ceva gen... Deci, păi da, ai căutat jos. Da, jos. M-am uitat peste tot. Hai de în cealaltă casă. Bă, ce prostim, s-a ruinat mâncarea, frate. Am uitat eu. Știi că asta, dacă ești sick, cu chestii. Hai mă, la cupola, ce faci? De ce e în partea opusă? Am văzut de mâncat să simt grav, am uitat. Nu se vede dacă e cineva, ai grijă. Bă, butter shock de M4. Ai grijă. Nu e nimeni. A, deci s-ar putea ca serverul ăsta să nu fie lootat și poate sper și eu la un M4. Can't peaches. A, nu. Mâncare, dar nu can't peaches. Haide, eu am urcat. Share 75. Spaghetti. Ce vrem, îi pun dat n-am. Share 75. O pere, încă un cer 7. What? Și glanțe pentru el. Iorg, uite un zombie, vezi că eu trag. Trag cu magnum sau cu eschis, cu eschis. Bă! What? My leg is broken, my arm is broken. I'm feeling bleeding. Nu am înțeles, cred că am aici noi pe câmp care trage după noi. Cum să tragă, mă, că odată ce am tras eu, când am lovit zombiul ăla, atunci mi-am luat eu glonțul. Fii băguit serverul. Da, mă. Trage, ba nu. Nu, ai dreptate, e cineva. Da, mă, e cineva că a tras. La unde? Nu știu, da, eu am crezut că e un bug, dar mamă, sunt, văd alb-negru rău și am fracture. Bă, stai la scară acum, Andrei. Că e periculos. Eu mă uit, bă, frate, dar cu ce glonț a tras, mă? Eu zic că cu,
SKS sau... Mohsin, dar Mohsin nu se aude așa, cu și avea long range scope, dacă are Mohsin. Păi are surpresor. Da, mă. Compresor, nu surpresor. Mă rog. Ce mi-a... Mamă. Că ăla, în general, face sunetul să fie mai înfundat. Nu mi-a ruinat chestii. E văzut fracture. Bă, eu văd alb-negru complet. Deci alb-negru văd 100%. My arm is extremely in pain. Bă, ce m-a nimerit, bă, prostul ăsta. A, mi-a ruinat glanțele. Eu dau split, rapid. Tu uită-te la scară cât dau eu split la glanțe. Split. E bine că glanțele deschise sunt doar 20 stacate și nu scala de M460. De ce e bine așa? Păi nu trebuie să dau split, ca de ca bow. Ba, de fapt trebuie să dai split mai mult, că trebuie să sunt mai multe, dacă ar fi de la jelea de M400 stachează, că de 30 în mod normal. Păi bine, dacă le faci cu glitch-ul sunt 60. Da. Ai grijă. Că... Deci știm că e cineva. Mamă, bă. Simțire curată. Bă, dar suntem chiar mulți pe server acum. Cât suntem? Deci eu vreo 10, cred că. Suntem 14, din care 2 suntem noi. Mamă, bă. Știi cum făceau ăia, bă, Dani, ne puneau până cu split-ul. Gata, ultimul split. Nu merge, ia, am uitat, asta trei aruncate și acum dau combine. Și gata. Vai, deci văd alb-negru rău de tot. Și, na- și cât de nasol văd. N-ai sailing, n-ai cumva sailing. Au, M4, fa! Iar tu ai nimerit. Nu, dar M4. Mm-hmm. Cu surpresor. Nu, dacă orică eu-s mort. Am pierdut și sânge, am și fractură. Așa schimb de loc, ori. Nu. Stau eu că mor eu și îl omor tu, că el nu știe, probabil nu o să știe că suntem doi. Mine m-a văzut. Bă, întrebare de unde a tras. Dar nu spuneai tu că se vede prin glitch-uri locul ăsta perfect. Păi se vede dacă știi glitch-urile. Dacă nu le știi, nu, nu e ce. Păi acum tot mai mult știu glitch-urile și... Eu singur am descoperit glitch-ul ăla. Bine, știam de chestia că poți să vezi... Îl văd! E la acea altă casă. Are... Mamă, bă, îl văd. Deci îl văd. E la cealaltă casă. Îl văd. Nu stă cu ținta spre noi. Field of view minim, tată, tu stai la scară. Îl văd perfect, băi, deci știi cum? Hai, facem un schimb să mă uit eu după el, să-l văd și eu să... Oh, o l-am nimerit! Sângerează! Acum nu mai văd. S-a dus să se banda. Uite-l, îl vezi? Unde, mă, nu? E la cealaltă casă, uite-l. A, da, mă, îl văd, vezi? Bă, da, stai, mă, jos, prostule. Așa. Ce armă are, mă? M4, clar. N-are M4, cred. Trage prea prost. Uite-te la scară. Stai să încarc. Nu-l mai văd. Dacă se apropie mort, oricum. Are... Mosin cu long range scope, cred. Sau ceva. Sau ăsta. Are M4 cu acolo. N-are cum. M4 nu trage așa. Știu cum trage M4. Mi se... Uite-l vă... Are SKS cu baionetă. L-am văzut. Ești foarte clar, l-am văzut. Trebuie să facem o strategie, eventual. Păi dacă vine e mort, fiindcă dacă eu îl văd... M-am blocat! Tu scăpă... Ia, nu, de acolo niciun caz nu te urci. O împușcă super ușor de acolo. Dacă ești pe clă, chestia asta. Și cum ai putea să cobor să te duci după el, știi? Și el e atent la mine. Tu ai prin spatele hangarelor. Și îl omori. Dacă avea M4 era bună strategia asta. De ce? Păi pe M4 îl ciurui ușor, n-are nicio șansă dacă suntem la apropiere, M4 contra SKS. Și dacă ne vedem, dacă el mai ia pe snipe, da.
Da, mai, dacă avea M4. El m-a luat dar nu are M4, i-am văzut arma clar. Asta-i spus, că dacă avea M4 era bună strategia. Nu, dacă noi avem M4. Că l-am pe la spate și-l ciuruiai, n-ar avea nicio șansă el cu SKS. Tu-ți dai seama că ăsta M4, cum să zic, eu... I-am luat unul pe la toate zile, scoboram pe scări, eram cu spatele și ăla din spatele meu mi-a tras 3 gloanțe, m-am întors și l-am ciuruit, deci n-a avut nicio șansă. Și am scăpat, adică, și mi-a tras 2-3 gloanțe, mi-a tras numai în spate. Deci am cu Loris. Și îți dai seama, deci n-are nicio șansă de scăs contra M4 la apropiere, de la departare. Nu. N-aș vrea să mă duc, în primul rând că s-ar putea să fie alt tip, sau ăla să vrea să vină înspre noi și să se întâlnească cu mine. Adică gen să vrea să vină să nu da, să nu-l vedem, eu să vreau să mă duc să nu ne vadă și să ne întâlnim. Păi eu aș vrea să ne întâlnim, suntem 2 contra 1, eu nu mă panichez, suntem 2 contra 1. Eu mă panichez dacă este genul ăsta, adică dacă m-aș duce și l-aș vedea. Nu, dar are Mosin cu long range scope sau ăsta la... Uite-l, vezi? Sunt doi, fuck! Eu nu-l văd de aici. Ai, văd, măi, văd. Uți capul, cred că l-am luat până. I-ai văzut? Nu, sunt da, doi. Ai grijă la scară să nu urce. Trebuie să schimb poziția. Și ăștia doi sunt acolo. Trebuie după. Să fii foarte atent, deci nu au cum să meargă decât prin stânga, pe lângă zice să... Tu ții la stânga, eu țin la dreapta, vrei așa? Dar dacă urcă, asta ar fi bună dacă am fi trei, dar să stau la scară, că dacă vine cineva la scară e chiar fatal. Îi văd ghiozdanul unul. Mă, nu mai văd. Vine un zombie după ei! Cred. Unul are Mosin. A tras după zombie. What? Ce? Are Mosin cu compresor. La cum s-a auzit. Nu e M4, mă, știu eu M4. Asta e M4 toată ziua, mă. Bă! Absolut! Ce s-a auzit? E bă, ce s-a auzit acum? Are Mosin cu compresor, mă. Bă, știu cum, M4 nu se aude așa. Băi, tu știi cât am avut eu M4 și cât am șcat cu el. Fac pariu cu pe tine, doamne, fac pariu cu tine pe ce vrei că nu e M4. Eu fac pariu că M4, știi ce s-a auzit ultimul glonț? Nu, asta nu, nu e M4. M4. Clar. Băi, M4 e... Nu e... Uite, îl văd pe unul. S-a uitat cu capul și n-are arma în mână. Are SKS primul. Da, asta s-a auzit... Îi fac baioneta. Stai nu, jos, nu e M4, deci nu e M4. Stai mă jos, mă. Dar nu se pune prost ăsta. Nu e M4, deci nu e M4, sunt sigur 100%. Poate unul dintre ei. Știu că am băi, unul a fugit pe lângă. Vezi că urcă unul, ai grijă. La scară. Eu spun când vine, tu stai și pe scară, adică să poți să acționezi repede dacă vine. Dacă vine eu e mort. Eu pot să mă duc rapid. Unul e după chestie și unul a trecut. Poate vine pe la scară din spate. Da, mă. Deci unul nu are armă. Azi, eu nu pot, n-am cum să stau să mă uit la ambele scări. Bă, m-am blocat așa. Mă uit eu și la cealaltă scară, dar uită-te la aia principală, știi tu, cea mai bună. Pe care vine lumea de obicei. Stai la scară, bine. Am găsit o poziție. Ce face, bă? Vezi, ăsta e SKS. Ăsta e SKS toată ziua și la altul Mosin, ți-am zis. La altul M4, mă. Cum să fie, mă, M4 e Mosin, a tras pe lângă mine, se aude, pi, ori M4 ori sport, Mosin sau Sporter, da, cum se aude. Băi, am auzit M4, nu știu când. Când a tras, a auzit, pi. Băi, eu am o vedere, am o vedere foarte bună printre scările alea de metal care sunt aici de urci și văd la scările de piatră de jos, deci dacă vine, îl văd. Nu, da, prostia e la mine e că au făcut așa strategia, nu stă într-o parte, știi? Și dacă eu mă ridic să-l împuși pe la mai alaltul, pe la spate. Și cum a trecut, mă, în cealaltă parte? Păi a trecut rapid unul dintre ei și n-avea armă la care a trecut. Avea pusă în spate și avea SKS. Iar celălalt care stă după avea Mosin. Că avea baionetă și era foarte lungă arma. Ce naiba. Ai grijă la ăla. Bă, dacă aveam acum M4, bă, mă duceam la ei, nu mai stăteam la discuții. Coboram direct, nu mai stăteam aici la sniper. Ai grijă. Ți-ai pus alarmă, nu? Da. Dar nu încheia episodul acum, că e palpitant. Și am auzit foarte bun, îi văd cu mult timp înainte să urce, numai... Vezi să ai grijă că tipul ăla se întoarce cam nașpa. Eu țin totul pregătit. Nu, eu mă întorc foarte rapid, ok. Ai ieșit. Ce?
Puneți mă prost, le ținta. Bă, ce retardat e calculatorul, deci uite cum trage. Vezi, nu e în 4, ți-am zis că nu e în 4. Ți-am zis, e Mosin. Asta deci, e Mosin, da. Păi numai eu, una are Mosin și nu e Skes. Ți-am zis. A fost cu M4. Deci nu era M4, mă, știu eu cum se... A zis ceva? Da. Hey guys, what's, hey up, guys, with you what's here? Up with you here? We are friendly. We are friendly. So do you don't wanna join our party? I don't understand anything because you didn't got a good microphone or something. Ai grijă la scară. Dacă intră șuriți. Până, deci știi cât de rău m-a enervat? Nici n-am apucat, deci eu când l-am văzut pe ăla m-a apăsat să-ți bagi ținta și nu băga ținta. Să încarci, că dacă vine ăla să-l am poți încărcat. Șurui. Asta am făcut. Cu SKS nu prea poți să șurui. Dar poți să spamezi click-ul, crede-mă. Dar nu-i bine, frate, nu. Eu când intră trag direct la cap, deci țin ținta. Nu, spamează click-ul, click-ul. Hello, my hello, friend. My friend. My leg is in pain. Păi și mâna și picior, așa că te nebuneală aici. What you doing, nigga? So. How are you, my friends? How because my friends? Because I am really cool, am really so cool. Yeah, and we are not 10-41 or something. Bă, nu știu ce să zic. I do not understand something because you are too far away, I think so. Fracture. Poate mai vine vreun prost de ăla să mai trezești și să mai vină. De pe câmp. Ai grijă scară, că eu... Da, mă uit pe aici și așa. Dacă eu mă răm pe aștia doi, e bine, scăpăm. My arm is extremely painful, my leg is extremely painful. Bine, bine, am înțeles. Dacă nu spune my leg is broken, înseamnă că nu e broken. Da, e pe aproape broken, știi? Așa pe da. Jumate, e pe jumate. E izdrălit. Ăștia. Bă, dar ce aproape s-au despit, tu ai dat? N-ai dat tu. Hello. 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 M4 ăsta a fost, M4 ăsta a fost. Da, așa au tras și înainte. Nu, n-a tras așa, dar ăsta a fost, ăsta a fost M4. So, you got an M4A1. Cool. Au tras două glanțe, s-a tras unul după altul. Nu, da, deci e imposibil că... Eu ți-am zis, nu știu cine... Băi, ăla care a trecut al doilea, eram cu ținta pe el și am văzut că avea Mosin și al doilea avea SKS. Deci, poate a tras, poate e unul. Da, băi, poate... Asta am zis, că am auzit M4. Poate e un M4, e un tip cu M4 în cealaltă casă și s-au întâlnit... Chiar. Etenia, da, și poate i-au omorât pe amândoi. Sau poate, eu cred că ei alții l-au omorât pe ăla, fiindcă ăla cu M4 ciurea dacă era. Sau n-are glanță sau ceva. Dar asta, ăsta a fost M4. Deci eu recunosc foarte bine sunetul. Mosinu, hai să... Bine, shotgun, cred că știu deja toate sunete. CR75 asta, pistoale, nu-mi dau seama, FNX-ul astea. E după Magnum, și Magnum-ul știu. Magnum-ul e ca un fel de... Eu știu shotgun-ul, știu că shotgun-ul se de... Păi da, și Magnum-ul se aude foarte puternic. Și Mosinu, SKS-ul și Mosinu se aud altfel, Mosinu se aude mai infundat și mai puternic. Băi, e unul pe jos, îl văd. Field of view minimă. Uite, se târăște. Trage aia după mine. Stai bă prostule jos la mine. E unul mort. E, nu știu că s-a ridicat de picioare. Uite-l, uite-l ce aleargă. Da, nu l-am prins. Unde aleargă? Sunt doi aleargă în spatele acolo la cealaltă casă. Am văzut pe amândoi. Se tăra unul și am tras după el și sângera. Deci l-am nimerit. I don't understand. Bitch. Hai să-mi dau rapid zoom. Speak louder, bitch! T-ai dat speed? Nu. T-ai încărcat. Come on in here! Come on in here! Nu. Bitch! Mega bitch! Mega bitch! Woohoo! Sluts! Woohoo! Pussies! Suka! Huyatina! Me am o biblioteca, am o biblioteca, sir. Zici cum mă cheamă biblioteca, sir. Donde esta? Bă, ăsta a fost SKS. Donde esta mea biblioteca, sora terrorita, señora, e ma bicho frendo. Da. Atât de intens, dar dacă este ne vedem în episodul următor din DayZ. De, ba da, mă,
O să fie două episoade așa pe două părți. În primul n-am făcut niciun kill fiindcă sunteți niște noobi, doar am lovit câțiva. Că sunt niște noobi și ne vedem în episodul următor. Pa!